Va veni vremea când oricine vă va ucide, va crede că aduce jertfă lui Dumnezeu. Dar cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, iubiți tineri, în atmosfera frumoasă a praznicului adormirii Maicii Domnului, în această zi de mare bucurie duhovnicească pentru toate evenimentele care au avut loc și care au loc în aceste zile aici la Putna, o să vă rog să îngăduiți câteva momente pentru ca să punem la inima dumneavoastră câteva gânduri care să ne călăuzească și pe noi în viață, așa cum l-a călăuzit pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu cu fiii săi, pe care biserica noastră îl prăznuiește astăzi. Despre Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, dumneavoastră știți foarte multe lucruri, pentru că cu câțiva ani în urmă, în anul 2014, în Patriarhia Română a fost dedicat acest an Sfântului Constantin Vod Brâncoveanu și în general activităților pe care acesta le-a desfășurat pentru promovarea credinței, pentru promovarea culturii și pentru activitatea bogată pe care a desfășurat-o ca și domnitor al țării românești. S-a născut în anul 1654, atunci când murea Matei Basarab, și a trecut la Domnul în data de 15 august 1714 la Istanbul. A primit o educație aleasă în familie și a amplificat, a înmulțit darurile pe care Dumnezeu le-a sădit în ființa lui. Acest lucru îl vedem din activitatea pe care a desfășurat-o ca și domnitor, dar și înainte de a fi domnitor, pentru că într-o perioadă foarte scurtă de timp a urcat pe funcții importante boierești și administrative din perioada respectivă. În anul 1688 a ajuns să fie domnitor al țării românești și din acest an a desfășurat o activitate bogată pe plan cultural, religios și administrativ, pentru că dacă ne uităm la perioada respectivă, vedem că deși a fost una plină de multe frământări, totuși ea i-a rămas în istoria noastră ca o perioadă cu realizări frumoase, acestea datorându-se în mare parte Sfântului Constantin Brâncoveanu. Când, în anul în care a urcat pe tron, a apărut la București Biblia din anul 1688. Știți dumneavoastră despre această lucrare. Tot în perioada activității sale și în timpul domniei sale, a fost adus la București un tânăr georgian care a avut o activitate foarte bogată ca și tipograf. E vorba de Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, care a publicat mai multe cărți în limba română, dar și în limba arabă și în greacă, și s-a remarcat prin lucrarea tipografică, dar și prin activitatea duhovnicească pe care a desfășurat-o. În perioada, dacă ne uităm la activitatea acestui domnitor, vedem că pe plan extern a știut foarte bine să-și creeze relații cu marile puteri, cu imperiile din perioada respectivă, dar în același timp să aibă peste tot oameni care să le informeze despre ce se întâmplă la marile curți și în același timp să pună corect în lucrare dorința lui de a consolida, pe de o parte, autonomia, iar pe de altă parte, de a păstra și promova pacea pe teritoriul țării românești. A avut una dintre cele mai lungi domnii. Pe plan intern au avut loc mai multe reforme care l-au făcut ca să fie pe bună dreptate prinț al aurului, pentru că a știut să fiscalizeze și în același timp să consolideze țara încât aceasta să devină puternică. A avut un rol important la promovarea educației prin școala Sfântul Sava din București, dar și prin alte instituții care au activat în perioada respectivă. Trebuie să amintim cu un rol aparte la
acordat zidirii de mănăstiri și biserici și de atunci s-a păstrat și s-a impus în spațiul nostru românesc stilul brâncovenesc, pe care îl recunoașteți cu ușurință dacă vedeți mănăstirile din Muntenia sau din alte locuri, mai ales că după 1990 în multe locuri din țară s-au construit biserici respectând acest stil. M-am introdus oarecum în atmosfera din epoca respectivă și ne aducem aminte că în Moldova a fost contemporan cu Dimitrie Cantemir, știți războiul rusotur și tot ce s-a întâmplat, însă domnitorul Constantin Vodă Brâncoveanu, luminat de Dumnezeu, a știut să păstreze pacea și să negocieze pacea. De aceea, de foarte multe ori, a trebuit să ridice birurile acestea pe care le plătea către poarta otomană, numai ca să nu mai fie războaie în spațiul românesc, pentru că acestea aduceau, pe de o parte, vedeți, sacrificii și jertfe umane, pe de altă parte, ruinarea țării, că în urma unui război trebuia să se facă eforturi considerabile pentru ca țara să fie reașezată pe bazele ei sănătoase. Un aspect aparte pe care vreau să-l pun la inima dumneavoastră este credința acestui domnitor pe care ar trebui să o avem și noi. El de mic spuneam că a primit o educație și în frică de Dumnezeu a știut să facă toate lucrările ca și mare dregător, iar mai târziu ca și domnitor, însă lucrul acesta l-a transmis și fiilor lui. Deși erau încă foarte tineri atunci când au fost duși la Istanbul în anul 1714, în perioada Postului Mare, și unde au rămas închiși în vestitul turn până la ziua judecății din data de 15 august, ei au fost statornici în credință și chiar atunci când sultanul a încercat ca să-i determine să-și lepede credința, el a încurajat pe fiii lui spunând că nimeni din neamul nostru nu și-a lepădat credința. Mai bine să mori de 1000 de ori decât să trăiești fără de Hristos. Acest lucru l-a încurajat pe cel mai mic dintre fiii lui, pe Matei, care oarecum, văzând cum sunt decapitați frații lui, s-a înfricoșat și nu știa ce să facă. Tatălui, văzând starea respectivă, l-a încurajat ca să moară ca și creștin. Știa Sfântul Constantin, ca un bun cunoscător al legislației otomane și a religiei musulmane, știa că chiar dacă va accepta să rămână în viață, totuși pierde toate drepturile pe care le avea. De aceea a preferat ca să moară creștin. Mă gândesc la favorurile care ne se propun și nouă astăzi, din partea lumii în care trăim și la răspunsul pe care noi îl dăm în fața lumii și de foarte multe ori la, n-aș vrea să zic lașitatea, dar se poate denumi cu acest termen, atitudinea pe care noi o avem, pentru că nu mai suntem statornici în credință, nu mai avem respectul față de cele sfinte, nu ne mai îngrijim de sufletele noastre, ci credem că suntem nemuritori. Ori, în ciuda tuturor bogățiilor, în ciuda dregătoriilor pe care le-a avut, Sfântul Constantin a conștientizat un lucru, că sufletul este nemuritor. El se duce în fața lui Dumnezeu în momentul în care se desparte de trup și poartă cu el faptele credinței sau ale necredinței noastre. De aceea, în atmosfera aceea de la Istanbul, și vă imaginați dumneavoastră scena aceea înfiorătoare la care asistau sau participau reprezentanții marilor națiuni care erau de față la Istanbul și care n-au protestat. Puteau să protesteze împotriva acestui gest care se făcea față de un domn creștin, însă au tăcut ca niște pești fără de glas, iar Sfântul Constantin, cu multă smerenie, și-a încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. O altă calitate a Sfântului Constantin este aceea a statorniciei. Vedeți, noi, deși am vrea ca să fim statornici, suntem foarte influențați de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă cineva ne creează o favoare sau ne promite ceva, foarte ușor renunțăm chiar la valorile noastre.
Ori lucrul acesta trebuie să ne pună pe gânduri, pentru că dacă noi nu avem statornicii, dacă noi nu-L avem pe Dumnezeu, dacă noi nu avem credință, atunci toate celelalte nu au niciun rost. Ele sunt create sau date nouă pentru a ne apropia de Dumnezeu, dar nu pentru a ne îndepărta de Dumnezeu și a crede că confortul pe care îl avem, acesta trebuie să ne facă să uităm de sufletul nostru și de viața noastră. Iubiți credincioși și credincioase, deși au crezut cei de atunci că vor șterge prin moartea martirică, vor șterge orice urmă a vieții și activității acestui domnitor, totuși Dumnezeu a făcut ca el să rămână și să fie foarte cunoscut, încât moaștele lor sau semintele lor să fie aduse în țară după 1720 de către Doamna Maria și așezate în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, într-o criptă pe care nu era scris numele celui care odihnește, cum este obișnuit în spațiul nostru, că atunci când se așează o piatră funerară, să scrie și numele persoanei care odihnește acolo. Deși nu a scris pe piatră, ea a scris pe o candelă care a ars la acest mormânt și această candelă mai târziu avea să spună cine odihnește în mormântul respectiv. La începutul secolului al XX-lea, Nicolae Iorga a descoperit inscripția și a constatat că acolo odihnește Constantin Brâncoveanu, marele domnitor al țării românești, și atunci au fost, în 1932, scoase osemintele pentru o perioadă scurtă de timp, însă după aceea au fost reînhumate în mormântul din Biserica Sfântul Gheorghe Nou. În anul 2014, am dedicat Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu în Patriarhia Română, cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost scoase de morminți Sfintele Moaște și așezate într-o raclă frumoasă, iar de atunci ele sunt așezate în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar mii de pelerini din toate părțile lumii vin ca să-l cinstească pe Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu cu fiii săi. Trebuie să vedem aici lucrarea lui Dumnezeu, care, iată, peste 300 de ani de la moartea martirică, a făcut să se vorbească atât de mult în spațiul românesc despre Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu, cum nu s-a vorbit chiar în epoca lui, pentru că au fost atunci unele mijloace de comunicare, iar astăzi, informația circulând foarte repede și prin mijloacele mass media moderne, ne-au dat posibilitatea ca să-l facem cunoscut pe acest viteaz, pe acest domn credincios, pe acest domn care se asemănă cumva cu Sfântul Voievod Ștefan cel Mare prin lucrarea și prin activitatea pe care a desfășurat-o în timpul domniei sale de la sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea. Închei aici cuvântul meu, însă cu dorința ca și noi să rămânem credincioși. Iar acel cuvânt al Sfântului Constantin Brâncoveanu către fiul său Matei: fiule, nimeni din neamul nostru nu și-a părăsit credința. Să-l avem și noi în minte, pentru că ni se adresează și nouă, celor din generația de astăzi, pentru că trebuie să păstrăm credința și să ne aducem aminte de voievozii noștri care au făcut atâtea lucruri frumoase, să ne aducem aminte de înaintașii noștri care, iată, la 1871 aici, au exclamat dorința unității și a consolidării credinței noastre, mai ales că la acel eveniment a fost prezent și marele poet național Mihai Eminescu, care a spus că Biserica Ortodoxă este mama poporului român. Să rămânem în preajma Bisericii, să rămânem sub ocrotirea Bisericii și vom primi și noi har și binecuvântare. Vom avea și noi bucuria de a fi în comuniune în viața aceasta cu cei care s-au jertfit pentru Hristos, dar trăind cu nădejde că după trecerea din această viață vom fi și noi împreună cu sfinții, cu drepții și cu toți cei care l-au cinstit pe Hristos. Vă dorim o seară frumoasă și binecuvântată dumneavoastră și celor care ne urmăresc de departe, celor care sunt cu inima aici la Putna, chiar dacă fizic n-au reușit să ajungă, însă ei vor fi prezenți prin rugăciune, prin lucrarea și prin activitatea lor, arătând că suntem
români, că trebuie să fim demni urmași ai înaintașilor noștri, voievozi, ierarhi, cuvioși, martiri, preoți și mireni care și-au însușit dreapta credinței și au înțeles cuvântul Mântuitorului Hristos că va veni vremea când cei care vă vor ucide vor crede că aduc jertfă lui Dumnezeu. Se împlinește acest cuvânt și astăzi, numai că uciderea nu este fizică, ci este una spirituală, prin tot ce se întâmplă în societate și prin fapte sau lucruri care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să rămânem uniți în credință, să rămânem aproape și cu nădejde la Dumnezeu, că El ne va deschide mintea și ne va călăuzi pașii spre împărăția cerurilor. Amin.